Salutare și bine ați revenit pe canalul meu Pasiune și Savoare! De data aceasta, vin cu o prăjitură de zile mari, elegantă, fină, cu o combinație irezistibilă de creme aerate și un topping de nuci. Sună grăzavne așa? Haideți cu mine să vă arăt cel mai simplu modul preparării acestui savuros desert. Ca de fiecare dată, începem cu blatul. Avem nevoie de aceste ingrediente și o tavă de 18 pe 28 cm. Într-un bol am alune și nuci. Da, după cum vedeți, sunt amestecate. Le voi introduce în blender și le voi mărunți. Însă, cu siguranță, le puteți mărunți și cu alte metode. Separ albușul de gălbenuș. În bolul cel mare am albușurile, iar în cel mic gălbenușurile. Adaug praful de sare peste albușuri și mixez la viteză mare până voi obține o spumă mai lejeră. Moment în care voi adăuga zahărul treptat și voi mai mixa până voi obține o bezea mai fermă. Cam așa. Dăm deoparte mixerul. Nu mai avem nevoie deocamdată de el. Vom pune gălbenușurile peste bezea și cu ajutorul acestui tel, voi amesteca ușor, de jos în sus. Cern făina deasupra compoziției. Da? Deci chiar trebuie să fie trecută prin sită. Și omogenizez încă puțin. La fel, de jos în sus. Torn uleiul, laptele. Aromatizez cu esența de vanilie. Și cam asta este blatul. La final, Introduc alunele și nucile mărunțite. Transfer toată compoziția în tava tapetată cu hârtie de copt și o introduc în cuptorul preîncălzit la 160 de grade pentru 20 de minute, sau până când trece testul scobitorii. Cam așa arată. După ce se răcește, voi curăța suprafața latului cu lama unui cuțit sau puteți, bineînțeles, cu degetele. Se curăță destul de simplu. Voi introduce platul în tava în care l-am copt. Și trecem mai departe la următoarea etapă. Crema de vanilie. Se face destul de simplu, având nevoie doar de aceste ingrediente. Încep prin a hidrata gelatina cu apă rece, Amestec și las în repaus 10 minute, aproximativ. Amestec gălbenușurile cu zahărul, da? Mă folosesc de acest tel, însă puteți folosi și mixerul. Adaug făina, mai amestec încă puțin, până se omogenizează ingredientele. Apoi voi turna din laptele fierbinte, la început mai puțin, să nu se formeze cocoloașe, da? dar o să vedeți că nu aveți probleme. Apoi, tot laptele. Această compoziție o voi transfera într-o cratiță și o voi pune pe foc mic, amestecând în continuu, până voi obține o consistență asemănătoare cu acelei de pudingă. Perfect! Opresc focul. Toată crema este aici în bol. Adaug esența de vanilie, amestec și voi lăsa să se mai răcorească cam 10 minute. După 10 minute, este doar puțin călduță, am topit gelatina în cuptorul cu microunde de maxim 5 secunde, da? deci omogenizez foarte bine, iar la final pun și frișca rece care a fost puțin mixată anterior. Trec crema obținută prin sită, da? deci vă recomand cu căldură să procedați astfel cam la toate cremele realizate cu frișcă. Și este gata. Este atât de bună cu un gust delicios de vanilie. Se mai întâmplă ca blatul să se mai miciască puțin după răcire, de aceea folosesc acea peliculă alimentară într-o parte. Însiropez blatul de nucă cu sirop vanilat și pun toată crema de vanilie pe suprafața sa. Întind bine pe toată suprafața și introduc tava în congelator pentru 30 de minute sau până când voi pregăti și crema de ciocolată cu brânză. Este o cremă delicioasă, foarte bună în această combinație. Începem la fel. Hidratăm gelatina cu apă rece, amestecăm și lăsăm în repauze 10 minute frișca fierbinte, o voi turna peste ciocolata ruptă, amestec până se va topi. Puteți pune și pe foc mic, dar atenție să nu dea în clocot. Las la răcit 10 minute, iar după 10 minute am topit gelatina în cuptorul cu microunde de maxim 5 secunde și -o introduc în ciocolata călduța. Crema de brânză este aceasta, dar puteți folosi și filatelfia. Important este să fie la temperatura camerei, așa se va omogeniza mai bine în ciocolată. Încep să amestec ușor cu spatula, însă puteți folosi și un mixer la viteză mai mică. La final adaug și frișca rece, care a fost puțin mixată anterior. Trec toată crema obținută prin sită. După cum ați văzut, se realizează destul de simplu, și are un gust atât de bun. Chiar vă recomand să o încercați. Aromatizez la final cu esență de vanilie, este opțional, însă eu ador acest gust. Am pus musul obținut peste crema de vanilie deja fermă. Introduc tava în congelator pentru 10 minute. După 10 minute pun și nuca care am tăiat-o mai mărunt, urmând să las prăjitura în frigider peste noapte. A doua zi am tăiat extremitățile prăjiturii cu lama unui cuțit destul de lungă, da, după cum se vede. Ca de obicei o țin în apă fierbinte câteva secunde, apoi o voi scoate și o șterg bine cu un șervet uscat. Astfel procedez pentru fiecare felie în parte, da? Deci așa se obțin aceste felii minunate curate și egale. Nu avem nevoie de vreo metodă secretă, nu așa? Decât de puțină practică și siguranță în mână. În noi, mai bine zis. Și prăjitura noastră este gata, dragilor! Nu avem cum să dăm greș cu această combinație irezistibilă. Ciocolată, vanilie, nucă, alune... Mmm, un deliciu incomparabil. Vă asigur, priviți doar ce textură au cremele. Sunt atât de pufoase precum niște norișori. Iar gustul? Mmm, senzațional! Trebuie neapărat să o încercați și voi! Și ca să facem o comunitate cât mai frumoasă aici pe YouTube, nu uitați să vă abonați pe acest canal și veți fi alături de mine în această minunată călătorie printre rețete care mai de care. De data viitoare și numai bine vă doresc! Pa, pa!